Gemene, ce? Sărut mâna, bine ai venit. Bună, Oana. Ai greșit, nu? Nu ai greșit, dar ce mai greșit? Bună, Adina. Bună. Ce faceți, fetelor? Foarte bine, tu ce faci? Foarte bine, mă uit la locul vostru aici, foarte frumos. Am lipsit și eu două săptămâni de aici și ați venit pe aici, pe la noi, pe la emisiune, nu? Da. Ce faceți? Am zis că vrem să facem cunoștință și cu tine și... Vă mulțumesc mult de tot, destinul ne-a făcut să ne întâlnim. Exact, exact. Care e mai mare dintre voi? Tu trebuia să te mai odihnești, să știi, ai venit prea devreme. Da, este? Da. Asta spune numerologia, nu? Da. Ar fi trebuit să... Cât ar mai fi trebuit să mai stau? Cel puțin o săptămână. Încă o săptămână. Da. Am înțeles, perfect. A citit, mă, direct. S-a uitat în ochii mei și a văzut. Nici nu m-a întrebat când s-a născut, imediat a văzut. Bun, poate știam deja. Oana, Adina, haideți să le spunem oamenilor cât de importantă este luna în care te-ai născut, anul în care te-ai născut, ziua în care te-ai născut. Și, de fapt, întâi de toate, spuneți-mi ce înseamnă karma. Că toți auzi, bă, karma! Sunt importante toate, Cătălin, și ziua în care te-ai născut, și luna, și anul, și numele pe care îl porți, și prenumele pe care îl porți. Cu și numărul locuinței, tema cu care am fost și data trecută. Exact, și numărul la mașină. Astăzi, în schimb, vorbim despre karmă în funcție de luna în care te-ai născut. Karma, practic... Dar ce-i karma? Ne-am scos până și o piesă, era în trending pe YouTube. Peggy, karma era pe YouTube la un moment dat. Este o notă de plată a acțiunilor tale, atât în viața asta, cât și moștenite din vieți anterioare. Păi vezi, asta mi se pare mie nedrept, că trebuie să plătești tu ce au greșit alții din trecutul tău. Făcute de tine, Cătălin. Ce ai făcut tu în altă viață, de exemplu, poate ai fost o persoană care nu ai fost foarte responsabilă. În viața asta, cu siguranță, ai venit cu bagajul karmic în care vei fi pus. Deci karma asta e legată de tine și cu ce ai făcut în celelalte vieți. Deci voi spuneți că noi venim din alte vieți, da? Și că, practic, există acest traseu al nostru și, practic, noi suntem rezultatul a ceea ce am fost până acum. Exact. Coduri karmice trecute și coduri karmice care ți le creezi tu în această viață, da? Există karmă din trecut și karmă prezentă. Ceea ce... Practic, ceea ce acționăm în viața asta, dar la un moment dat ne punem la masa cu destinul și vine nota de plată. Și în funcție de acțiunile tale... Ai făcut bine, vei primi bine, ai făcut rău, cu siguranță vei primi. Ce minte aveam eu acum două, trei vieți, cine știe ce făceam și pe unde eram? Adică... Și fiecare dintre noi... În altă viață ai fost, în viața anterioară, ai fost un om foarte spiritual. Da? Da, iar în viața asta ești mai mult axat pe partea materială, dar trebuie să știi să îmbini și viața spirituală ca să ai mai multă liniște și pace sufletească. Băi, băiatule, stai că începe analiza, stai să vezi cum stăm cu lucrurile. Bun, deci ianuarie? Începe cu ianuarie. Cei deci, care sunt născuți în ianuarie. Cei de acasă, practic, trebuie să știe luna în care s-au născut, da? Deci nu contează anul, da? Pentru nu cei de acasă, nu. Dacă sunteți născuți în ianuarie, deci fără să țineți cont de an sau de zi, ce doar luna. Aceasta este doar o direcție. Da, e o direcție, adică karma mai poate fi identificată și din numele pe care îl avem și din numărul de destin și din ziua și din anul, da? Aici este doar o direcție, pentru că fiecare persoană practic are un bagaj karmic care trebuie identificat și lucrat pe acele direcții. Pe acele coduri karmice. Dar astăzi vorbim doar de luna în care adică ne-am născut. Noi le spunem oamenilor ce înseamnă dacă te-ai născut în ianuarie, februarie și așa mai departe, câteva puncte care sunt oarecum reprezentative, generale. Exact, da? Exact, bravo. Pentru că apoi fiecare se ramifică în funcție de oră, de zi, de nume și așa mai departe. Bun, deci pentru cei din ianuarie? Uite, dacă te-ai născut în luna ianuarie, trebuie să știi că o parte din karma cu care ai venit în această viață este legată cu relația dintre fratele tău, sora ta. Atenție, vor fi oameni care vor spune, băi, eu n-am frate, n-am soră. Există, nu neapărat trebuie să ai frate, soră ca și rudă, da? Există energia fratelui sau energia surorii. Pentru că cu știi siguranță ai o persoană care o simți ca un frate, ca o soră. Ei, nu întâmplător ai această energie către acea persoană. E obligația ta de a rezolva anumite situații în viața acelei persoane și ca acea relația dintre tine și acea persoană să fie foarte echilibrată și să susții acea persoană. Deci, n-are, practic, dar voi vă referiți că are un frate sau o soră în viața de zi cu zi, adică astăzi simte că cineva ar fi ca un frate sau o soră. Cei care nu au. Care nu au, dar simte, adică în ziua de azi, un prieten care îl consideră ca un frate sau ca o soră. Exact, s-a întâmplat probabil și ție, Cătălin, băi, mă înțeleg atât de bine cu prietenul meu, zici că e ca fratele meu. Acea persoană despre care vorbești așa înseamnă că este practic energia fratelui sau sorei, da? Și cu care practic tu ai venit în viața asta să îl ajuți pe el să-și rezolve anumite lucruri. Odată ce tu rezolvi relația asta între tine și el, practic tu îți ușurezi destinul și la tine în viață lucrurile încep să se așeze. Da.
Okay. Vor fi provocări. Și deci atunci pentru cei din ianuarie ce să înțeleagă? Că practic ei sunt foarte... Ei trebuie să fie echilibru. Trebuie să înțeleagă că relația dintre ea, acea persoană născută în ianuarie și frate, soră, sau în cazul în care nu au frate și soră, au o persoană foarte apropiată, trebuie să aibă o relație foarte echilibrată cu acea persoană. Știi că există foarte mulți frați care se ceartă, da? Da. Și să spunem că cineva e născut în ianuarie. Ei, karma lui e exact acolo. Să se împace cu acel frate, să echilibreze relația. Pentru că ce se întâmplă? Deci ăștia născuți în ianuarie trebuie să echilibreze situațiile, conexiunile, tot. Corect. Să... Relațiile între el și frații, și frații surorile. Pentru că de obicei noi în fiecare lună o să spunem un anumit punct. Da. Practic acolo vor veni provocările pentru ei. În ianuarie, cu siguranță foarte multă lume se identifică cu faptul că, băi, eu chiar sunt certată cu sora mea, chiar m-am certat cu fratele meu. Pentru că acolo există provocările. Și ce se întâmplă dacă nu rezolvăm, vai, dar ce ochi obosiți ai, ce se întâmplă dacă nu rezolvăm această legătură karmică? Practic vom mai avea blocaje. În primul rând în sectorul iubirii, da? Practic partenerii din viața noastră vin și pleacă. În sectorul financiar vom fi trădați de prieteni, da? Și lucrurile accidentări, accidentări, cei născuți în ianuarie care nu rezolvă partea asta karmică cu relația frate-soră, pot avea anumite accidentări. Pot să aibă foarte multe blocaje în ceea ce privește iubirea. De asta trebuie să rezolvăm această relație cu frate-sora ca să ne deblocăm noi anumite lucruri în viața noastră. Pentru cei din februarie, ca să prindem toate cele 12 zodii. Da, ne spui tu când noi, dacă ne apucăm de vorbit, stăm aici o oră de vorbă, da. Pentru cei din februarie, sarcina karmică vine din direcția legăturii dintre acea persoană născută în februarie și persoanele în vârstă din familia lui, în special bunelul și bunica, da? Adică cine e născut în februarie, karma e să aibă grijă de persoanele mai în vârstă? Exact, corect. Adică mă prind, până la urmă... Până la urmă te prind, e bine. Totodată trebuie să înțeleagă că legăturile și toate legăturile, relațiile sociale pe care le are, e de responsabilitatea lui să le echilibreze și să le armonizeze. Da? Și atenție, cei născuți în februarie să nu trădeze în relații, pentru că dacă o fac asta, vor fi trădați de, cum e karma, de 10 ori mai mult. De asta, deci dacă nu te joci cu karma. Nu te joci cu ea. Dacă nu rezolvi relația asta cu bunicul și cu bunica, practic vei avea de întâmpinat obstacole în toate relațiile din jurul tău. Martie, pentru cei născuți în luna martie. Deci mai spune consecințele, bun. Ba da, poți să le zici, doar că de asta vreau să avem pentru fiecare zodie un timp. Faptul pentru că nu fiecare lună. Da, faptul că nu rezolvăm în februarie, de exemplu, neîncredere, îndoială, indecizie, frustrare, frici, trădare, se vor simți foarte trădați cei din februarie. Adică dacă ei se regăsesc în aceste descrieri, băi, simt că mă trădează, sunt trădată tot timpul, sunt în contexte în care relațiile mele tot timpul sunt în, nu știu, în aversitate în loc de armonie, clar că acolo există o karmă de rezolvat. Și trebuie să rezolve karma, adică să aibă grijă... Să aibă grijă, e de responsabilitatea lui să armonizeze relațiile. Da? Voi în ce lună sunteți născute? Îți spun după. Nu, vine acum, serios. Trimite un mesaj, în martie. Ce născuți în martie? Sunteți în februarie? Nu. De când? Ce născuți în... Greta, când se născute fetele? O să-ți spun așa, e egal cu numărul tău de destin. Martie. Cei care sunt în martie, practic au venit aici, deci în septembrie este. Să rezolve greșelile mamei și traumele mamei, da? Deci cei născuți în martie să excaveze așa foarte bine istoria, traumele mamei și să încerce să o ajute sub o formă sau alta. Pentru că dacă nu faci, nu ți rezolvi partea asta, legătura asta cu mamă, vei avea blocaje financiare, pot interveni blocaje în a concepe copii, relația cu copiii e defectoasă, de asta încearcă să stai de vorbă mami cu mama ta, să afli care sunt traumele. Deci cei născuți în martie. În martie, da. Relația cu mama, da? Martie, relația cu mama, acolo trebuie să e de obligația noastră să o echilibrăm. În caz contrar, nu avem bani, deci nu avem... Mama? Ce anume? Dacă există remedii, adică, poate tehnici, care și-au pierdut, da, există. Există ca să te împaci tu cu trecutul, da. Cum ar veni cu trecutul tău, că poate corect. Sunt persoane care au plecat certate de pe lumea există asta. Există tot, adică noi cel puțin oferim celor care vin către noi la ședințe, analize, programe personalizate unul la unul și chiar exact întrebarea o să-ți spun, da, mama și cu tata au murit. Nu e nicio problemă, există remedii tehnici care practic se realizează o împăcare, o vindecare, o iertare cu cei energetică. Care sunt, da, la mod ancestral. Okay. În aprilie avem ca și karmă relația cu tatăl, da?
cei născuți în aprilie trebuie să rezolve legături, relația cu tatăl și practic sunt un pic responsabile pentru faptele lui. Dacă, de exemplu, cei născuți în aprilie nu rezolvă legătura asta și nu-și armonizează legătura cu tatăl, cu tatăl său... Nu, că mă uitam cum mă completați voi. Da. Cu tatăl său, acea persoană practic preia jumătate din păcatele și din greșelile lui. De asta îți faci și tu un bine și faci și celuilalt un bine. Și automat, dacă nu este echilibrată relația cu tatăl, să știi că relația cu bărbații din viața ta, indiferent că ești femeie sau bărbat, relația cu bărbații va fi dificilă. Fie partenerii vor veni și vor avea exact același tipar ca tatăl tău, da? Fie în societate vei fi privită un pic cam ciudată, pentru că ai, practic tu ești încărcată cu energia tatălui, cea pe care tu nu o agreezi, dar tu ești exact încărcat cu energia paternă. Și vei atrage partenerii care îți vor apăsa acele butoane karmice care trebuie rezolvate în legătură cu tatăl tău. Pentru cei născuți în luna mai, ia să vedem ce spune Carmen. Mai revenim la relația cu femeile, da? Relația cu femeile, în special cu mama, femeile din familia ta, da? Dar aici vorbim despre relația cu mama la un mod de atașament prea puternic, la un mod de dependență prea mare față de mama, adică am 40 de ani și o întreb pe mama, mamă, pot să merg în dormitor cu cineva? Am 40 de ani și încă n-am plecat de lângă mama. Acolo există o relație prea de atașament și trebuie să realizezi acel echilibru și vor apărea pentru cei născuți în luna mai acele experiențe în care trebuie să îi ajute pe femeile din jurul lor, atât de pe neam cât și ca și prietene, cu anumite dependențe, vicii. Pot exista și în familie. Chiar persoana născută în mai există, trebuie să fie conștient că e posibil să fie impusă în fața unor vicii, da, droguri, alcool, de orice tip, de poți să creeze, de exemplu, o dependență de o persoană, da, și trebuie să opună rezistență și să știe să fie echilibrat, da. Practic când vine vorba de aceste lucruri. Iunie. De iunie, vrei să zici? De iunie, da. Cei născuți în iunie trebuie să rezolve karma ce ține de anumite secrete, ce ține de dedesubturile familiei, da? Deci cei născuți în iunie trebuie să înțeleagă de unde provin, da? Să înțeleagă ce a făcut bunica, ce a făcut bunelul, ce a făcut mama, ce a făcut tata, să înțeleagă practic care e moștenirea energetică. Ce s-a întâmplat? Poate bunelul a fost și a înșelat-o pe bunica, da? Și acea... Și de unde mai afli dacă nu mai trăiește nimeni? Dar bun, există... nu trăiește bunica, dar trăiește mama. Dacă exact. Se pare că deodată, la un moment dat, că e și foarte greu să afli toate lucrurile astea. Da, dar poți identifica... Există o informație sub o formă sau alta, dintr-o parte. Îți vor veni informațiile, să știi. Adică... Sau, Ana, poți identifica, chiar dacă să zicem că nu mai ai de unde să-ți adun aceste povești de pe neamul tău, îți poți identifica karma într-o anumită direcție dacă ți se repetă anumite experiențe. Măi, de fiecare dată mie relația cu un bărbat mi se termină la 3 luni. E clar că a fost ceva din spate, ancestral, pe neam. Și cum poți să rezolvi? Păi uite, noi, de exemplu, dacă cine vrea să apeleze la noi, noi avem acele programe personalizate în funcție de profilul tău numerologic. Eu știu ce să îți dau ca să vinde karma, să-ți elimini blocajele, să-ți armonizezi. Și de obicei ce dai? În funcție de profilul tău, ce ai... Eliminare blocaje în funcție de fie că ești prea inflexibil, păi nu, dai ceva să... Ca ai atașa... Ce anume? Ca și tehnici, te referi? Da, există... Prin numere te cunosc, cu numere lucrez cu tine. Există anumite tehnici care se fac... Prin lumină, prin procese de iertare... Se fac 30 de zile, 5 zile pauză, după aia iar 30 de zile... Bun, în iunie, de exemplu, cei care nu-și rezolvă karma pot, ca și prim blocaj, există o căsătorie foarte tardivă. Da? Efectiv, își doresc să se căsătorească, dar nu găsesc persoana și tot nu se manifestă căsătoria. Despre iunie a vorbit acum, consecințele celor care nu-și rezolvă karma din iunie. Cei din iunie, într-adevăr, trebuie să se transforme așa în mici detectivi. Iulie. În iulie vorbim despre acele persoane care trebuie să înțeleagă că până și un copac poate fi replantat, da? Le excavăm de acolo și copacul îl ducem în altă parte. Nu, vreau telefonul să văd ce zic telespectatorii de asta. În iulie vorbim despre persoanele care trebuie să înțeleagă despre flexibilitate și deschiderea către a mă muta din casa în care am stat 100 de ani, din chiria în care am stat, din jobul în care am stat, adică e vorba de flexibilitate la schimbare, da? În cazul în care... Ce comic e? Și a călătorii, Oana, și călătoriile. Ce spun nu, păi n-am telefonul, să-i duci eu, Radu, poți să-mi dai... Ce ne spun telespectatorii? Ăla, tot al publicului, da.
Așa, în iulie, practic, trebuie să fii deschis în fața călătorilor și a schimbărilor, pentru că lor le va fi foarte greu. Sunt mai tradiționaliști cei născuți în iulie. Ei opun o rezistență. Și să știi că nu întâmplător foarte mulți cei născuți în iulie vor întâlni multe persoane care îi vor ghida să facă schimbări, dar ei vor opune rezistență. Să aibă grijă că nu întâmplător, universul le trimite acele persoane ca să-i ajute la vindecarea karmei. Uite, cineva zice că răspunsurile de foarte multe lucruri pe care le ziceți și voi vin și din constelații. Dacă vrei să la fi, nu? Altcineva a zis, fetele astea ne-au amețit. Adică și pe mine m-a luat un pic așa. Păi dacă la această informație amețeală înseamnă că noi dacă venim cu acele calcule, cu tabele, să rămânem și pe August. Pe august, da. Cei care s-au născut în luna august să știe că au venit în această viață să rezolve karma dintre părinți, adică relația dintre mamă și tată. Întotdeauna vor fi puși în mijlocul acelei relații să creeze armonie, să creeze, așa, să așeze echilibru. Lucrurile, să creeze echilibru, exact. Ei trebuie să fie acei înțelepți care să privească obiectiv relația dintre mamă și tată și să armonizeze acea relație. Oricum, ei tot timpul se vor simți puși în mijloc, doar să înțeleagă că să nu ia ca o tare. Efectiv, asta este karma lor și trebuie să, la un moment dat, dacă fac ceea ce trebuie, o să-și dea seama că ușor se eliberează de anumite chestii. Asta nu înseamnă dacă părinții lor sunt divorțați, să nu înțeleagă lumea că trebuie să-i aducă înapoi la o căsătorie. Nu. Trebuie să se asigure că comunicarea dintre ei este una politicoasă și de bun simț. Spunându-le oamenilor care se uită la noi la emisiune, că voi le dați niște date generale, că poate unul zice, domnule, exact cum ce, n-am frați, sau unul nu mai trește nu știu cine. Și practic trebuie să-ți iei doar esența din ce spuneți voi. Exact. Noi ceea ce dăm și bine ai punctat sunt lucruri generale. Deci ce lună suntem? Păi am trecut de august, am intrat în septembrie. În septembrie cei născuți în septembrie trebuie să-și cunoască foarte, foarte clar talentele. Adică să știu cine sunt eu, mă numesc Cătălin Măruță, sunt foarte talentat, acolo, da? Dance. Dacă nu știi... Exact, dans, pictură, vânzări, marketing, efectiv trebuie să știi unde ești talentat. În momentul în care știi, cu siguranță, căile deci, cei care sunt în septembrie, să fie atenți la ce talente au. Exact, și să le spun, să și le cunoască în primul rând, da? Pentru că dacă nu-și cunosc talentele, adică nu știu, băi, eu la ce sunt dar bun. Dar cum le recunoști, bă? Nu-i greu, știe. Sunt foarte mulți care nu sunt talentați, care nu știu. Și cum îi recunoști? Păi uite, noi, într-o analiză personalizată, eu în funcție de... Dacă nu vă întâlnește lumea pe voi, cum să-și dau ei seama singuri? Păi încearcă să vezi la ce ești bun, măi, când vorbesc, lumea se uită la mine, când mă duc la karaoke și ce face lumea, mă aplaudă, atrag privire, să-mi dau... Adică să fii un pic atent la ce se întâmplă în jurul tău, nu? Să știi că de obicei intuiția te cam duce undeva, doar că frica, neîncrederea, frica de instabilitate, pentru că, băi, uite, mie îmi place să cânt, dar ce fac? Plec eu de la o corporație și mă duc și cânt. Mă fac de râs, cum, da? Și îmi dau salariu, cartea de muncă. Corect. Octombrie? Pentru octombrie. Cei care s-au născut în octombrie, datoria lor karmică ține de bagajul material al familiei și de moștenirea familiei. Adică în momentul să gestioneze practic partea asta financiară, ei sunt datori să fie atenți acolo la partea materială, să ofere informații, să gestioneze și o grijă, să nu fie egoiști și să spună ok, dă mie, doar în interesul meu. E vorba de a armoniza bugetul pentru toată familia, da? Chiar dacă locuiesc împreună, chiar dacă nu locuiesc împreună, e vorba de bani în luna octombrie. În momentul în care vei conștientiza că ești oferi sfaturi și ești dispus să faci, să spunem așa, sacrificii pentru cei din jurul tău, cu siguranță prosperitatea va veni către tine. Deci vreau să mă întreb, karma asta e valabilă doar pentru 2023 sau toți care sunt născuți în octombrie, toată viața lor trebuie să aibă viața? Toată viața. Cei născuți în octombrie, de exemplu, vor avea acele experiențe, bâncare, vor putea veni rudele ale ei să fie să le ceară bani, fie să semneze acte de moștenire, fie să înțeleagă că odată ce ajută pe ceilalți, practic își mărește și ei fluxul financiar, pentru că de obicei cei din octombrie sunt cam zgârciți. Nu știu ce ați întâlnit voi în viața voastră, dar sunteți măritate? Da. Tu? Doar tu? Noiembrie. Nu e născut în octombrie, nu? Nu. Ok. Noiembrie. Dar să știi că chiar dacă am fost născut în octombrie, să știi că karma asta poate fi rezolvată. Adică mai sunt unele persoane care lucrează au lucrat în această direcție și acum au prosperitate, au relații sociale. Ca să știi... Odată ce tu recunoști, băi, da, într-adevăr sunt zgârcit. Și noi când spunem că ești zgârcit, în primul rând ești cu tine. Băi, da, într-adevăr, nu mi-ofer mie o vancață undeva. Stau și pun banii sub saltea și mă uit, mamă, ce obosit sunt. Despre zgârcenia asta vorbesc. Odată ce ți-o oferi ție, e clar că îți oferi lumină, îți oferi bucurie, îți
îți oferi un alt stil de viață și o altă calitate. Și odată ce tu îți crești calitatea vieții tale, clar că va crește calitatea din toate punctele de vedere. Asta e pentru cei născuți în octombrie. Asta e în general, da, ca un mesaj. Noiembrie. Pentru noiembrie. Pentru cei născuți în noiembrie au datoria de a fi foarte atenți la reputația și statutul familiei. În ce sens? Mai pe românește. Dacă te cerți cu mami, cu tati, cu copiii, nu te du la muncă și începe să denigrezi familia ta. Pentru că, practic, tu ce faci atunci? Mărești bagajul karmic și îți va fi din ce în ce mai rău. Adică tot ce scoți pe gură oriunde, trebuie să ai grijă că îți influențează karma. Mai ales pentru cei care bârfesc familia. Deci, dacă cei din noiembrie se regăsesc... Scuză-mă, Ana, bârfa este cea mai joasă frecvență. În momentul în care stai pe la colțul blocului și începi să-l bârfești pe ăla, practic nu faci decât tu să-ți cazi frecvența. Și să atragi în același timp și oameni care să te bârfească pe tine. Adică nu faci decât să răspândești un virus energetic negativ. Mai ales când vine vorba de familia ta. Deci, cei din noiembrie au obligația și trebuie să conștientizeze, să evite să își vorbească familia în mod negativ și să apere reputația familiei în cazul în care, nu știu, se întâlnește cu un vecin, cu o vecină, cu altcineva și să spunem că o vorbește pe mama de rău, da? Păi în momentul ăla am obligația karmică să iau apărarea. Decembrie, ca să... În decembrie fac parte aceea categorie de oameni care trebuie să țină cont de sfaturile părinților. De multe ori cei din decembrie o să spună: mamă, de ce nu mi-am ascultat mama? De ce nu l-am ascultat pe tatăl meu? De ce nu l-am ascultat pe bunicul meu? Chiar că asta zic din fiecare lună toți. Mare altă, în ce lună ești? Ianuarie. Ești cu frații. Și cu surorile. De asta cei născuți... Haideți să înțelegi, cei în decembrie nu au capacitatea să asculte efectiv. Adică eu, dacă aș avea pe cineva din decembrie, mă ajunge să-i vorbesc ceva, dar nu știu dacă reține 10%, dacă e atent la ceea ce îi spun eu. Nu neapărat că nu ascultă. El ascultă, dar nu magazinează. Despre asta e vorba. Băi, îmagazinează sfatul pe care ți-l dau părinții tăi. Perfect. Fetelor, fascinant cu voi. Vă mulțumesc mult de tot. Adina, de ce nu poți verighetă? Că ai zis că ești măritată. E un plover care se agață și inelul de logodnă e... Karma. Și l-am dat jos. Iar la tine, Oana, tu de ce nu ești măritată? Mă gândesc că la gemene nu se leagă. Nu v-am cunoscut de asta, zic, și am intrat prea mult în... Dezvoltăm data viitoare. Data viitoare. Da. Nu s-a legat încă, dar în ce lună sunteți născute? August. August? Am zis numărul tot de destin. Păi și de... Numărul tot de destin este 8, luna august 8. Destinul nu e 2 cu 7, că sunt pe 27 ianuarie? Nu, destinul este adun ziua plus luna plus anul. Ia stai că îmi caut eu acum numărul destinului. După publicitate revenim, oameni buni. Până atunci pe Oana și pe Adina Timofte. Cred că chiar așa le puteți găsi pe Instagram sau pe Facebook, nu? TikTok, Instagram, Oana, Facebook. Și Adina Timofte, corect? Și avem un grup pe Facebook, Numere, Destin și Soluții, unde avem foarte multe informații. Și... Perfect. Oana Timofte, numerolog. Adina Timofte, numerolog. Perfect, fetelor, vă mulțumesc mult de tot. Noi, după mulțumim. Publicitate revenim, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi, oameni buni. Karma o să vă ajute uitându-vă la emisiune.